L-avem la prezidiu pe Mr. Marius Mădărășanu, care ne va spune la început despre așteptările domniei sale despre următoarea partidă de pe teren propriu versus liderul Universitatea Cluj. O care, întrebări, Dragoș, Ovidiu, Mr. Avespunt. Da, mai spus și tu, jucăm contra liderului, cu Cluj, o echipă cu jucători cu experiență, cu un antrenor foarte bun și experimentat, o echipă care își merită locul în clasament cu presosință. Au avut un parcurs foarte echilibrat și ca joc și ca acumularea numărului de puncte. Ceea ce ne privește pe noi, criza s-a tot prelungit, tot am sperat de-a lungul timpului că se va termina, dar lipsa rezultatelor în continuare se vede. Ne dorim, e adevărat, puncte, muncim pentru asta, dar nu este suficient pentru că apar greșelile pe care eu le consider și pe o lipsă de șansă, pentru că ai nevoie de șansă în sport. Dar va trebui ca să facem totul în meciul ăsta, să fim mai pragmatici, chiar dacă, din punctul meu de vedere, tot timpul jocul este baza, calitatea jocului este baza. Spun asta pentru că ultimele două jocuri contra două echipe bune, jocul a fost destul de bun. Chiar am și marcat în meciul trecut și greșelile de care nu scăpăm au tot apărut și au făcut ca tabela să se schimbe în ceea ce ne privește dezavantajul nostru. De-aia spun că trebuie să fim pragmatici, ne interesează punctele, jocul contează mai puțin în momentul ăsta. Întrebări? Vă temeți de starea gazonului? Nu, arată bine. Astăzi de dimineață am făcut antrenament pe municipal. Ieri am făcut în balon, adevărat, pentru că a venit în senin așa. Bine, știam că o să apară zăpada, dar nu știam că va fi de maniera asta. Astăzi am făcut pe municipal, e ok. Aveți jucători absenți? Da, Selimović și Marco, de care știm. Selimović încă este accentat, este suspendat, Marco e accentat. În rest, toți sunt apți. Sperați să faceți gheața cu Cluj în Liga 1? Da, e adevărat, am promovat împreună și din momentul ăla rezultatele sunt de partea lor. Ne gândim că nu merg la nesfârșit, nu. Și din punct de vedere al rezultatelor noastre, în ceea ce privește ultimele 6 meciuri, nu pot merge la nesfârșit aceste rezultate și acest duel al nostru cu Cluj, da, suntem datori publicului, normal, suporterilor, dar știm ce avem în față, nu va fi ușor. V-a prins bine pauza asta de întrerupere a campionatului? N-ai de unde să știi dacă se prinde bine. E clar că toate se pregătesc, toate încearcă să pună la punct anumite probleme, dar jocul următor, adică etapa de mâine poate spune dacă ne-a prins bine sau nu. Eu sper să ne fi prins bine, pentru că fac apel și la orgoliu băieților. Nu cred că este vreun jucător, vreun om din stat, vreun om din club care s-a resemnat sau care îi convine acest loc în clasament. Care e adevărat, atârnă greu, dar sunt 14 etape din sezonul regular, însemnând foarte multe puncte, 42 de puncte, ținând cont că anul trecut am terminat pe locul 9 cu un maxim de 54 de puncte, intrând și meciurile de play-out. Asta le-am spus astăzi, adică nu trebuie să sub nicio formă vreunul să se gândească să resemneze și să cedeze, pentru că este o luptă aprigă, este un campionat mai echilibrat decât sezonul trecut. E posibil să mergi în play-off cu 37 de puncte sau 45, dar în general când este echilibrat, atunci numărul de puncte se merge mai puține puncte. Încă însă noi suntem acolo, avem alți adversari în momentul ăsta pe care trebuie să-i băgăm sub noi, trebuie să gândim pozitiv. Ne așteaptă o serie de 5 meciuri până în iarnă, de fapt până în ultima etapă din acest an, în care trebuie să scoate cât mai multe puncte. Cât de important e că acum aveți președintele oficial? Da, este foarte important, este o normalitate și îl cunosc foarte bine, este un tip foarte pozitiv, Nico, chiar el ne-a încurajat foarte mult după înfrângerea de la Craiova, pentru că a văzut lucrurile bune. În astfel de meciuri nu ai cum să joci bine tot meciul cu Rapidul, cu Craiova, pentru că ai un adversar calitativ foarte bun, dar au fost și momentele bune, din păcate ajung la, nu vreau să o dau pe șansă, cu toată șansa ți-o faci și singur, dar trebuie să eliminăm, repet, greșelile pe care le-am tot făcut, pentru că vrem să
Trebuie să controlăm mingea și ca apărător și ca mijlocaș în anumite momente pe presiul adversarului și atunci dăm șansa adversarilor pe pressing-ul lor să aibă ocazie, situație și bineînțeles să marcheze. Dar astea trebuie reglate până la urmă și să sperăm că vom vedea altceva în meciul de mâine din punct de vedere al simplității. A vorbit de echilibru, de campionat echilibrat. Meciul de ieri dintre Botoșani și FCSB demonstrează încă o dată faptul că anul ăsta, parcă ca niciodată în ultimii 10 ani, n-a fost așa de strâns. Da, e adevărat. Și Botoșani a câștigat contra FCSB-ului. Noi am câștigat contra FCSB-ului. Iașu a câștigat contra Craiovei și contra liderului Cluj, într-o situație în care, până la un moment dat, erau și la ei o criză de rezultate. Ne gândim prin prisma a ceea ce s-a întâmplat până acum că avem șansa noastră. Nu cred că suntem o echipă de ultimul loc, din punctul meu de vedere, dar locul clasament ăsta este și va trebui să ne batem, să dăm totul pentru a ieși de acolo. Aș vrea să vă întreb, a jucat la cel mai mare nivel ca și fotbalist și aș vrea să vă întreb un pic cum comentați ceea ce s-a întâmplat la meciul României cu Kosovo. Au spus-o cu toți, nu știu ce ar mai fi de comentat. Adică este un rezultat normal, adică poate într-adevăr sancțiunile sunt destul de dure în privința noastră, nevăzând astfel de momente pentru care s-au dat acele amenzi, dar probabil a vrut să se creeze așa un pic un echilibru, dar e un rezultat normal, ești de pe teren, în situația în care chiar nu s-a întâmplat mare lucru. Acum, dacă sunt să ne legăm de astfel de momente și noi suntem făcuți în toate felurile pe oriunde, orice echipă care este în dezavantaj poate profita de astfel de înjurături, de discriminări. Nu trebuie să amestecăm politicul cu sportul, este clar. Indiferent, și noi am avut luptele noastre în trecut ca și istorie, cu toții, da, au istoriile la lor cu anumite țări, știu, lupte așa mentale, dar ce se întâmplă pe teren trebuie să rămână doar acolo, ca și sport. Nu a devenit prea sensibilă chestiunea asta și nu numai. Ne uităm de ce s-a întâmplat și cu fotbalistul de la Tottenham, care a fost suspendat pentru o glumă făcută la televizor. Mie mi-a plăcut Dani Alves. Când rasism, a luat banana care a fost aruncată, a desfăcut-o, a mușcat în ea. Așa trebuie să întâmple. Păi, ce să mai... Acum, dacă, repet, când ești în dezavantaj și vrei să profiți de astfel de situații, da, dar cei de sus trebuie să gândească că totul trebuie să termine pe teren. Cât mai corect pe teren. Aveți un mesaj pentru suporteri? Mesajul este clar că am mai spus-o și în conferințe trecute, trebuie să fim uniți până la capăt, trebuie să susținem echipa până la capăt, pentru până în ultima secundă, dacă mi-am aminte, chiar aici am spus lucrul ăsta. Din fiecare meci, ultima secundă din acest an. Este o perioadă grea. Din păcate, și nouă ne pare rău, pentru că cade greu și pe unii din noștri, ca antrenori, ca staff, ca jucători. Suntem aceiași care am făcut și lucruri frumoase, dar trebuie să ne asumăm această perioadă. Suntem pe un loc de clasament nedemn pentru ultima perioadă a acestui club, pentru că s-a creat totuși un club cu un stil de joc sau o echipă cu un stil de joc, tot timpul o echipă care vine din Liga 2, la un moment dat îți trebuie ceva ca să rămâi acolo un club, să fie o certitudine pentru Superliga și sper să continuăm sau clubul să continue și anul următor în Superliga, pentru că merită și ca oraș, și ca suporteri, și ca stadion. Trebuie să fie lângă noi. Ăsta este mesajul, lângă echipă, în primul rând, vorbesc la plural, dar lângă jucători, pentru că e clar că presiunea este foarte mare, este mai mare presiunea la retrogradare decât la vârful clasamentului. Poate reușim, bine, de multă baftă.